Prieteni, vedeți chestia aceasta. Este păpușa ucigașă. Se spune că ea vine la cei care nu s-au abonat la canalul meu și n-au lăsat un like sub acest video. În general, nu vă sfătui să aflați dacă este adevărat sau nu. Chiar acum abonează-te și lasă un like și nu uitați de clopoțel pentru a viziona primul videourile noi. Pe scurt, păpușa blestemată. Iar sâmbătă, eu ca de obicei stăteam și mă jucam Fortnite. La un moment a bătut la ușă. M-am ridicat, am mers la ușă, am deschis, dar acolo nimeni nu era. Am venit înapoi în cameră și am continuat să joc. A venit și seara, era deja ora 12, mă uitam pe Facebook, am primit un mesaj de la Anabel. Pe poza de profil era păpușa blestemată a Anabel. Ha ha ha, m-am râs. Am început să vorbesc cu ea. Păpușa mi-a trimis un număr și mi-a spus să sun la ora 3 de dimineață. Am spus ok, am așteptat ora 3, am încercat să sun. Nu mi-a răspuns nimeni, am încercat din nou. Alo? Alo? Am speriat, am stins apelul, m-am lăsat în pat. Este interesant. Ce prieten mi-a făcut această farsă cu sunetul? A început să sune telefonul. Apelul era de la Anabel. Fuck, cum s-a adăugat la contacte? Am blocat numărul. Acum nu mă mai sună. A început din nou să mă sune. Iarăși am respins și am stins telefonul de tot. M-am lăsat, am adormit. S-a auzit un sunet. Am deschis ochii. M-am trezit. Ce a fost ăsta? Am luat telefonul. 10 piluri rătate de la Anabel. Mi se pare că am stins telefonul înainte de somn. Bine că deja nu mă mai sună Anabel. Am mers la bucătărie. Am băut apă. Am revenit în cameră. Scaunul se rotea. Foarte ciudat. M-am așezat pe scaun. La un moment bate la ușă. Fuck! Iarăși cineva a bătut. Am mers spre ușă. Am deschis. Nimeni nu era. Am închis ușa. M-am întors. Pe scurt, păpușa blestemată. Pentru partea a doua, adunăm 5.000 de like-uri. Miau.